Proconsul, mulțumim, băieți. Pe Bodo, să rog să vină lângă mine să vorbim. Nu că ceilalți vezi. Acum mari. N-ar fi prietenii noștri. Bună dimineața. Ce faci, mă, Dani? Cele bune, cele bune. Băi, mă bucur, piesa asta a prins și e parcă a prins ca un imn. Adică e genul de piesă pe care ai auzit eu la finalul unui meci de ceva, la intrarea unor artiști pe scenă. Adică e genul de piesă în care mai mult decât o melodie. Mulțumim din toată inima, Răzvan. Bine, unde e, mă, Răzvan? Răzvan e prietenul tău, știu, da. Asta e, o să fiu și eu. Dănică, din nou, când ai vorbit tot pe aia, când ai zis-o pe aia cu mașina, cu... Le-ai ascuns de mult de când erai mai tânăr și așa, mașina m-am simțit dinozaur și deci nasol. Nu-i bună, e gravă. Da, da, sunt versuri pe care fetele astea care au 20 și ceva de ani le știu. Le știu. Asta ne bucură tare mult pe noi și asta ne face pe noi să rămânem și să cântăm, pentru că vedem că, bă, chiar dacă nu știu textul, intră repede cu Shazam-ul. Da. La concerte, știu, află care e piesa, se uită repede pe lyrics și cântă de acolo. Intenția e perfectă, îmi place. Da. Da. Asta ne face pe noi să... Invităm pe oamenii ăștia la circ, în mod ciudat. E o locație foarte bună de concert. Chiar dacă sună. Circ. Proconsul 360, așa se numește conceptul. Proconsul 360, pentru că sărbătorim 20 de ani de balade pentru tine. Împreună cu Aurel Mitran ne-am gândit să facem, să sărbătorim cu prietenii noștri care au fost lângă noi și care ne-au făcut să rămânem 20 de ani pe piață la Circul de Metropolitan. Pe 14 mai. Pe 14 mai. Pe 14 mai. Vă așteptăm cu drag acolo. Avem confirmată sala, că e deja plinic, ciucă, așa, e cam plină. Ok, ne grăbim, mai luăm bilete. Da. Okay. Dacă nu găsiți un prieten care are invitații, mă rog, date deja de noi și intrați cu el, nu e o problemă. Ok. Dar vă așteptăm cu drag la Circul de Stat, la Circul Metropolitan pe 14 mai. E un alt fel de spectacol, pentru că noi ne vedem de jur împrejur. O să fim așa cum ne place nouă, să fim foarte aproape de public. Aproape de public, noi nemințindu-i pe ei cu nimic, primim de la ei, de la public și de la prietenii noștri același lucru, fără minciună. Aplauzele pe care ei le dau nouă sunt sincere și ne bucură cel mai mult. Nu ne trebuie nimic mai mult. E o locație aparte, noi suntem obișnuiți cu scenă, mulți oameni numai în față. De data doar în față, spate, spate laterale nu prea sunt accesibile. E, asta va fi accesibilă și din față și din spate. Foarte tare. Ați avut mare curaj, ați cântat cu filarmonică? Am cântat la Botoșani, a fost o experiență teribilă pe care o să o repetăm anul ăsta, pentru că dacă tot am învățat să cântăm cu filarmonica, de ce să nu o facem și de acum încolo? Tare. Câți oameni pe scenă? Vreo 40 am fost pe scenă cu tot cu trupa. Au și dirijor sau te lasă pe tine? Niciodată. Am avut eu asta aș face. Ocazia să lucrăm cu domnul Iulian Rusu, da, din Brașov. Cred că e o experiență de colecție, să cânți cu filarmonică. E teribil să vezi oamenii care fac cu excelență lucrul ăsta, adică cântat. Da. Instrumentiștii de primă mână, de top, care vin și te susțin din spate pe tine. Pe tine, trupa Proconsul, mă rog, nu că suferim noi de modestie, dar suntem modești față de ei. Impresionant, trebuie, da. E teribil. Tu dacă vrei mai dai din bărbie și mai bagă chitara o bucată, dar la ei... Nu merge cu bărbia. Nu. Și am realizat că după primul spectacol pe care l-am avut, am avut o serie de 4 concerte în nordul Moldovei și în Bucovina, cum s-ar zice, partea românească. Da. Dar după primul spectacol i-am cucerit, cred, pe ei ca și oameni. Pentru că și-au dorit tare mult să ne susțină și mai bine decât la primul spectacol, la următoarele 3. Și s-a sudat chiar o prietenie teribilă împreună cu cei de acolo, cu domnul director de acolo și cu Liviu Sorinel și cu toată echipa de organizatori de spectacole din zona Botoșanului. Uite, asta e o treabă. Se întâmplă ceva acolo, deci despre asta e vorba, se întâmplă ceva. Da. Oamenii vin la sală, sălile au fost extra super pline, da, au fost totul full în toate orașele unde am mers, la Iași, la Botoșani, la Piatra Neamț și la... Unde mai fost? Suceava, poate? La Suceava. Bravo, iată. Ne anunțe că pe 14 mai îl puteți vedea 360, adică puteți lua locuri chiar și în spate, că în față nu prea mai sunt, la Circul Metropolitan, un eveniment care nu trebuie ratat, împreună cu băieții de la Proconsul, bineînțeles.
Bodo este cel mai bucătar dintre ei, cu siguranță, se și vede. Nu știu cum, n-ai numai slăbănogi în echipă, te-ai văzut? Da, mă, n-ai ce să faci. N-ai... Îi chem la un grătar, nici nu vin, vin, nu, vin, vin. A, vin? Eu fac, dar vin, devenit vin. Am înțeles. Zi-mi dacă în weekendul ce urmează gătești sau le iei de-a gata. Păi n-am cum să nu gătesc. Nu, mă rog, o parte din ele, alea tradiționale, le gătește soacră mea, dar nu mă bag acolo. Ok, deci ne bazăm și pe soacră. Un Singura, aport. Cel mai tare aport e Geta, soacră mea. O știi, da. Pe Geta, e soacră mea. Așa. Și, dar nu pot să spun că doar ea se ocupă, pentru că mă bag și eu la tradiționale, dar ce înseamnă cărnărie, carne de miel, mă bag eu la preparat. Te bagi pe miel. Da, 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 da. Am înțeles. Secrete? Avem? Sosuri, ingrediente... Le ținem la, la marinat sau direct? Siguranță, la... nu, 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 marinat și ingredientele contează enorm de mult și modalitatea de gătire, de pus pe grătar, cum îl pui, la ce foc pregătești carnea, cât o lași și... Ca să iasă cât nu poți să o lași nepăzită. Bineînțeles. Noi, cunoscuții tăi, facem un pariu anul ăsta când pleci cu... Când îți iei casa în spate iară? Pentru că pe mine m-a șocat. M-a șocat un cunoscut comun. Mi-a zis, bă, zice, tu știi că Bodo nu stă în București vara? Du-te, mă, de aici, mă. Poate zice, are concerte. Nu, zice, ăsta se mută cu totul. Mă, de se mută, avea casă. Zice, nu, omul stă cu rulota. Te miri pe unde? Nu cred. Ba da. Și până la urmă am aflat real, că am povestit și la emisiune, Bodo chiar stă aproape de mare. Anul ăsta pleci? Anul ăsta nu merg cu rulota la mare, pentru că vezi, s-a întâmplat. De când au venit cei mici, trebuie să urmărim un pic și muntele. Și acum, ca să nu fie prea munte, okay, am reușit să cumpărăm să ne luăm o casă de vacanță undeva în regiunea Topoloveni, între Topoloveni și Câmpul Mușcel. Frumos. Comuna Dobrești. Da. Și acolo avem o căsă de vacanță unde am dus și rulota. Ok. Rulota acum, în momentul ăsta, chiar dacă e mare, are 9 metri, funcționează ca vestiar de, și mă rog, căsuța piticilor de pe terenul de fotbal. Am înțeles. E un teren, mini teren de fotbal acolo, amândoi sunt îndrăgostiți de fotbal și le place să joace foarte mult și joacă bine. Și ca să... putem să obținem de la ei câte ceva atunci când vrem, îi motivăm cu rulota asta. Uite, bă, știi cum, dacă vrei să fii un fotbalist adevărat, trebuie să dormi după amiază, da? Ha, bun. Ca să dormi după amiază, ei nu vor să doarmă în casă, sub nicio formă, dar dormi în rulotă, pentru că din rulotă te dai jos direct în ghete, pe terenul de fotbal. Am înțeles. Și e cel mai tare, pentru că Ronaldo sau Messi, cu siguranță că n-au avut... rulotă când erau mici. Cu siguranță și privilegiul ăsta, așa. Și stau ei, se gândesc și, bă, ce bine să dorm după amiază. Și câteodată îi păcălim să doarmă după amiaza cu rulota. Dar e foarte tare, da, e foarte tare și locul e ok. Mi-e foarte drag de rulotă. Chiar în urmă cu 2 săptămâni am repus-o în funcțiune după iarnă, cum ar veni. Am făcut curățenia de primăvară în ea și arată foarte ok și e gata de locuit. Ba mai mult de atât, e foarte folositoare atunci când vin prieteni pe la noi, au unde nopta dacă nu avem destule paturi în casă. Camera de oaspeți. Camera de oaspeți cu 6 posturi de dormit, e perfectă. Da, unii se feresc de treaba asta, eu admir, pentru mai ales cine vrea să-și învețe copiii cu treaba asta de la început. Cortul mutat montat exact în curtea casei sau rulota, exact, pentru ei o lecție clar. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Cu drag, frumoșilor, mulțumim din toată inima. Ne vedem pe 14 mai. Ne vedem pe 14 mai la circ.